Telefoanele au sunat necontenit la 112 weekendul trecut, iar echipajele medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean Telorman au intervenit pentru a acorda îngrijiri medicale celor care acuzau probleme de sănătate. Unii dintre ei au fost transportați la spital pentru investigații amănunțite. Mai mult decât atât, aproape 30 de apeluri au reprezentat intervenții medicale la copii bolnavi. În perioada 6-8 octombrie 2023, Serviciul Județean de Ambulanță Telorman a fost solicitat pentru un număr de 479 solicitări. Dintre acestea, un număr de 43 au fost urgențe cod roșu. Cele mai multe solicitări au fost pentru transferuri interclinice în număr de 106. De asemenea, tot în această perioadă am intervenit pentru 4 accidente rutiere cu 10 victime, 3 persoane fiind declarate decedate. Acestea au fost în următoarele localități: Răzmirești, Gratia, Plopii Slăvitești și Scurtul Slăvești. De asemenea, 4 persoane au fost declarate decedate în această perioadă la domiciliile acestora: Poiana, Meri, Zimnicea și Alexandria. Tot weekendul trecut, medicii telormaneni au intervenit și la un număr de 47 de cazuri în care oamenii au acuzat dureri abdominale sau de spate. 17 apeluri au fost înregistrate la 112 ca urmare a unor incendii izbucnite în Telorman. Medicii au intervenit prompt în sprijinul celor răniți. Nu au lipsit nici conflictele și agresiunile fizice weekendul trecut, 29 la număr. De asemenea, medicii au intervenit și în cazul a 3 tentative de suicid.